Bun găsit, dragi suporteri ai BCCSU Sibiu, sperăm că sunteți cu toții bine. Continuăm astăzi seria interviurilor cu unul dintre partenerii echipei noastre care s-a alăturat familiei galben-albastre în urmă cu două sezoane și care, pe lângă sprijinul financiar pe care îl oferă, a avut un rol important în ceea ce privește campaniile dedicate vouă suporterii BCCSU Sibiu. Vorbim despre compania Dabo și l-avem alături de noi pe fondatorul Dabo International, Dan Paștu, căruia vreau să-i mulțumim pentru că este alături de noi. Bun venit! Eu vă mulțumesc pentru invitație și e o plăcere de fiecare dată să intru în sala asta. Mi se pare așa ciudat să vă gol. Ciudat și trist. Vai de mine, că îmi dau lacrimile cu mine. Sincer spun și nu spun cu... O spun așa cu emoții în suflet, cu regret că nu mai trăim meciul acelea care... Din păcate. Care obișnui sibienii să vină să umple sala până la refuz. Ce dormim de vreme la cele. Cred că tuturor ne este dor de basket. Au fost două luni și jumătate extrem de dificile. Situația nu și-a revenit 100% la normalitatea dinaintea pandemiei. Povestiți-ne ce ați făcut în toată această perioadă. Cum v-ați adaptat planurile de business, activitatea? Ce a făcut Dabo Tânăr în astea două luni și jumătate? Eu personal am muncit mai mult ca niciodată până acum în Dabo Tânăr și o spun cu mâna pe inimă și nu mai mult, mult mai mult. Am fost supus acestei provocări. Eu spun că viața asta este înșiruită, este o înșiruire de provocări și de dorințe ale individului, ale oamenilor, cu atât mai multe la antreprenorilor. Și acum ce s-a întâmplat cu acest coronavirus care ne-a dat viața tuturor peste cap, vine ca poate ca o lecție pe care a trebuit să o luăm noi antreprenorii, care la un moment dat avea impresia că totul trebuie să curgă normal, totul trebuie să meargă lin, totul trebuie să meargă în direcția pe care ne-o doream când am început antreprenoriatul. Se pare că acum ne-am presetat un pic și nu e un lucru bun, Doamne ferește, nu spun că e un lucru bun ce s-a întâmplat acum, dar poate ne ajută să avem altă atitudine și altă abordare pe viitor. Cu siguranță, absolut toate domeniile au de învățat după această perioadă în care au fost nevoite să se reinventeze, practic. Dabo Tânăr, am văzut, a scos și un produs nou, totuși activitatea merge mai departe. Ați luat totuși anumite măsuri în ceea ce privește modul în care interacționați cu clienții, cel puțin. Cum v-ați continuat totuși activitatea pe timp de pandemie? Deci, din fericire, Dabo Tânăr a făcut pre-pandemie niște scenarii. Oarecum am venit în întâmpinarea acestei pandemii. Nu ne-a luat prin surprindere, nu a fost ca autoritățile care sunt surprinse că ninge în decembrie sau în ianuarie și să fim luați prin surprindere din soarea care vine în ianuarie. Am văzut ce se întâmplă în China, am văzut ce se întâmplă în Italia și am făcut niște scenarii. E drept că niciunul n-a ajuns până la nivelul la care s-a ajuns. Am fost pe faza soft, pe varianta soft de scenarii. Am mers până la restricții, dar nu ne așteptam să fie chiar atât de dramatic. Fiindcă este dramatic ce se întâmplă acum, la nivel mondial, nu de România, nu numai de Sibiu, aici, așa este. La nivel mondial, toată lumea spune că la noi români. Nu, se întâmplă la nivel mondial. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta, că nu toate lucrurile se întâmplă doar în România. Trebuie să întâmplă și lucruri frumoase. Noi ce am făcut, primul lucru ce am făcut, am văzut că s-a blocat totul. S-a oprit. S-a blocat totul. Am luat niște camere, le-am pus în locațiile Dabo Tânăr și am transmis live non-stop
cum se lucrează în Davo Donor. Foarte multe lucruri altfel decât făceam până acum nu s-au întâmplat în domeniul modului de lucru. Noi am, totdeauna am lucrat cu mânuși, totdeauna am dezinfectat suprafețele, totdeauna facem curățenie în general la sfârșitul programului. Diferențele care au fost, că am purtat mască, am pus, angajații au purtat mască. Evident, nu am mai lăsat pe nimeni să intre în locații, că am fost opriți. Ați mers mai mult pe livrări la domiciliu, da, poate? Da, am mers pe livrări la domiciliu și am luat temperatura angajaților la intrarea în tură. Lucrul ăsta noi l-am făcut din responsabilitate. Din responsabilitate, da. Înainte să se declare stare de urgență, înainte să fie lucrurile atât de evident, drastice, da, și atât de riguroase. Practic, noi ne-am pus doar cele două măsuri în plus. În rest, am considerat că oamenii vor suferi în primul rând de încredere în tot ce înseamnă livrări în restaurante. Așa. Și mi-a intrat și chiar dacă li s-a spus prin media mai ușor, mai că mâncarea nu, prin mâncare nu se transmite virusul, totuși lumea spunea, da, acolo mănânc, gătesc niște oameni, cum gătesc oamenii ăia? Eu mă feresc să nu ies din casă și mi-aduc mâncare acasă care nu știu cum mi-ajunge acasă. Și prin aceste camere am încercat să arătăm cum se lucrează și să-i dăm siguranță clientului. Din fericire, și spun asta din fericire, la nivel de încasări noi am stat foarte bine în perioada asta. Am fost căutați, am fost solicitați. Într-adevăr, n-am făcut profit în această perioadă, că am stat lângă, am considerat că trebuie să stăm lângă clientul nostru, lângă oamenii pe care Davo îi servește, și fără profit. Și vă spun de ce spun fără profit. Că practic n-am schimbat prețurile, n-am venit cu prețurile mai jos, dar noi avem o marjă de profit de undeva între 10 și 15% în funcție de locații cât de bune sunt. Și lucrăm prin aplicație, aplicațiile ne iau cel puțin în 25% până în 35% comision când livrăm marfa prin deci aplicație. Deci practic asta s-a scăzut și din profit. Și practic eu vândeam în perioada asta leu cu 80 de bani. Deci lucram în doar să fiu pe piață și doar să venim în ajutorul clienților. Am făcut-o cu drag, nu o spun acum ca să am să, înțeles. Să mă plâng. Nu, din contră, am făcut-o cu drag și o fac de fiecare de cu drag când pot să fac, pot face ceva pentru Sibieni. Dar acum ne revenim, suntem pe revenire, am trecut de break-even point, suntem bine. Care a fost în perioada aceasta cea mai mare provocare a dumneavoastră pe timp de pandemie? Cu siguranță au fost multe, dar care a fost poate cea mai grea de abordat? Deci provocarea și cum să spun, surpriza și șocul pe care l-am avut a fost acela de a nu mai vedea oameni pe stradă. Deci, eu am fost șocat cât de disciplinați am fost noi sibienii și am fost plăcut încântat din punctul ăsta de vedere, că am fost responsabil și am acționat responsabil, dar provocare ca business a fost relația cu proprietarii de spații. Deci acolo a fost cea mai mare provocare, fiindcă sunt de-a dreptul inflexibili, mai ales proprietarii mari, cum sunt morurile. Sunt de o rigurozitate și de o inflexibilitate și care am impresia că nu înțeleg momentul. Și ne-au emis facturi de chirie, facturi de utilități, toate lucrurile care s-au lor li se păreau normale, conform contractului noi trebuie să le plătim. Și pe lângă faptul că lucram și fără profit, am fost nevoit să
suportăm și costuri. Și costuri care nu ne, pentru lucruri de care noi nu le foloseam în momentul acela. Nu puteam să beneficia. Că mall-ul e închis și da. Ei nu au voie să închirieze mall-ul, nu au voie să deschidă mall-ul și nu ne percep chirie pe mall. Tot ce s-a făcut până acum pe domeniul de ajutor în business s-a făcut doar sub formă de amânări de plată. Amânări de plată care se vor simți când vor începe să, așa o este. Să fim nevoiți să facem acele plăți, se vor simți și eu estimez că va veni o perioadă foarte grea în momentul, nu pentru Dabo, pentru nu pentru mulți. Mine sau pentru tine. Aceste amânări le va simți toată lumea, deci... Cu siguranță, cu siguranță. Tot în linia aceasta și prin prisma faptului că activitatea s-a modificat, modul în care vă desfășurați activitatea din cauza restricțiilor, ați fost nevoiți să uzați de șomajul tehnic? A fost o măsură luată de guvern care a sprijinit mediul de afaceri și pe și compania dumneavoastră? Deci aș putea spune că este singura măsură reală care a ajutat mediul de afaceri, venită până acum. Să tu vorbești și de IMM Invest, tu vorbești de tot felul de granturi, de finanțare. IMM Invest deocamdată e o promisiune. Încă nu s-a, eu nu cred că nicio firmă din Sibiu a putut să acceseze IMM Invest, ca să nu mai spunem condițiile în care se accesează, că... Nu vreau să discut, să intru acum în detalii, dar șomajul tehnic este o măsură care ne-a ajutat și pe noi și pe angajați. Gândiți-vă că eu dacă nu aveam șomajul tehnic, locația din mall, oamenii din mall, trebuia să-i dau afară, că nu mai aveam obiectul activității. Așa e. Deci... A venit cu o măsură bună, acum ne-am dat puțină lume în șomaș tehnic. Dar cred că alte domenii au fost mai binevenite. Deci nu cred că e o măsură care să nu ajute. Am înțeles. Vorbim de Dabo și îl vedem ca un brand local, dezvoltat la nivel național și internațional. Aveți în momentul ăsta 50 de locații naționale și 2 internaționale. Minunat. Povestiți-ne un pic despre mândria brandului local, despre implicarea unui astfel de brand puternic în comunitate și ce ați făcut efectiv pentru Sibiu. Această criză, eu cred că ne-a apropiat și mai mult pe noi, ca oameni, unul de celălalt și s-a dezvoltat mai mult empatia aceasta față de suferința celui de lângă noi. Dabo, în perioada aceasta, a considerat, e prima oară când spun lucrul ăsta, n-am făcut-o până acum, am văzut tot felul de branduri, tot felul de ieșiri prin presă, prin online, prin toate rețelele acestea de socializare, care sunt foarte puternice în momentul acesta. Fiecare cu sulă și trâmbiță ce face pentru comunitate. Dabo considerat la cererea mea, deci pot să spun că este inițiativa mea personală, am contactat oamenii care erau în prima linie. Linia întâi. Deci eu am contactat personal pe cei de la serviciul de urgențe, pe cei de la poliția locală, pe cei de la poliția națională cu jandarmii împreună, care făceau echipaje împreună. O asociație, nici nu știu de unde asociația m-a contactat, de pe strada Transilvania este asociație, nici nu știu cum se numește, nici nu i-am cunoscut pe oameni, m-a contactat telefonic că aveau nevoie și ei de mâncare în perioada asta, fiind izolați în,
aceea și nu erau puțini, i-am ajutat dându-l de mâncare o masă pe zi tuturor echipajelor de care vorbeam în, pe tura de noapte, pe toată durata acestei situații. Pandemii. Deci nu am făcut ceva punctual, n-am făcut ceva care să iasă în presă și să spunem, Doamne, uite ce face Dabo. Pur și simplu am venit în sprijinul oamenilor care erau într-adevăr în prima linie și care cred că trebuiau să simtă că sibienii suntem aproape unii de ceilalți. Așa, putem vorbi de un număr de meniuri aproximativ zilnic pe care l-ați oferit oamenilor din prima linie? N-aș vrea să-ți dau un număr, dar sunt multe, sunt peste 100 de meniuri care se dădeau zilnic. Felicitări pentru gest, pentru implicare. Adevărul e că întreaga comunitate sibiană a dovedit în perioada aceasta grea că empatizează, că ține la semeni și absolut toată lumea, cred că s-a implicat într-un mod sau altul. Acum depinde de decizia fiecăruia dacă a ales să spună despre asta, gândindu-se că poate fi un model și pentru alții Sibien să sprijine sau au preferat să meargă pe linia aceasta de modestie pe care ați abordat-o dumneavoastră fără a anunța cu surle și trâmbițe. Cred că ambele abordări sunt pozitive în final și efectul este cel mai important. La urmă, fiecare ajutor. Așa este. Și foarte apreciez toată lumea care a făcut locul acesta. Dar am așa considerat că trebuie făcut și... E minunat. Vorbind în perspectivă, spuneați de momentul în care va fi greu pentru marea majoritate a celor din privat și nu numai, cu siguranță nu doar pentru sectorul privat. Din punctul dumneavoastră de vedere, în ce măsură vă veți ajusta bugetul, de exemplu? În ce proiecte vă vom mai vedea implicați? Mă gândesc și la proiectele și toată campania CSR pe care o dezvoltați de sprijin al comunității. Aici suntem incluși și noi, echipa de basket. În ce măsură va mai putea fi Dabo prezent în astfel de proiecte destinate comunității? Eu sper să creștem această implicare. Eu nu iau în calcul că o să reducem la acest capitol. Îmi place că sunt sibian, îmi place că am creat un brand care pleacă din Sibiu. Sunt mândru cu asta, peste tot unde am ocazia, unde mă duc, spun că sunt sibian și din fericire nu doar spun, ci și arăt că sunt sibian. Facem lucrurile așa cum trebuie făcute și ca și proiecte, noi, de exemplu, acum exact pe această pandemie am scos un nou concept, am lucrat la un nou concept, am făcut Dabo Grill, încercăm să ne implicăm în tot ce înseamnă dezvoltarea și optimizarea Dabo. Noi acum încercăm să accesăm și acest ajutoare de la IMM Invest, dar care să meargă tot în direcția de servicii. Nu încercăm să accesăm IMM Invest ca să îmi iau eu mașină. Eu am mașină, nu trebuie să mai îmi iau mașină. Eu vreau să cresc în direcția aceasta. De să servicii, dezvoltați. De calitate, de apropiere de client, fiindcă dacă mă întrebați ca și provocare, aceasta a fost una dintre provocări. Să vii lângă client, să nu mai aștept să vină clientul la tine. Aceasta așa a fost este. O provocare care noi nu eram obișnuiți până acum. Noi până acum eram genul vânzătorilor dinozauri care ne găseam locuri bune, stăteam acolo și să vină clientul la noi. Și în această perioadă am fost obligați să mergem noi către client. Și aici fiecare cum s-a orientat mai bine și cum a găsit să facă lucrul acesta.
Am înțeles. Vreau să încheiem într-o notă optimistă, așa cum ne-am propus de la începutul acestei campanii, care include mai multe interviuri video transmise pe pagina noastră de Facebook. Tuturor le e dor de basket, ați început cu partea asta. Vă e dor, că nouă ne e dor de un dabodang? Imaginați-vă ce simt eu când intru aici în sală, care eu am mândria asta de Sibiar în mine și când văd atâția oameni și majoritatea cunoscuți, că eu vin aici la sală și văd lumea care, cu care mă întâlnesc pe stradă, lumea cu care sunt obișnuit. Eu am lucrat în Horeca de atâta timp, de 30 de ani aproape lucrez în Horeca. Mi-e dor de frenezia pe care ne dă basketul și mulțumim pentru pe această cale echipei de basket, fiindcă a creat o comunitate, a strâns în jurul ei atâția oameni frumoși și cu atâtea gânduri bune. Chiar mi-e dor de atmosfera aceea. Tuturor, așa cum am mai spus, ne e dor. Mulțumim pentru prezență, succes mai departe în tot ce ține de activitatea dumneavoastră și de expansiunea Double la nivel național și internațional. Să ne revedem cu bine cât mai curând aici în sală la meciuri și apoi să mergem la Dabo să devorăm ceva din noile meniuri. Eu vă mulțumesc pentru invitație și vreau să transmit pe această cale tuturor că garantat va fi bine. Vă ținem pumnii în continuare în tot ceea ce faceți pentru depășirea acestei crize. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați că Dabo a lansat un nou produs, Dabo Grill, și vă invităm să-l devorați. Până la următoarea întâlnire, vă dorim multă sănătate și aveți multă grijă de voi. Nu uitați crezul nostru, al întregii familiei galben-albastre. Nu cedăm!